să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsa, în capitolul 14. Vom lectura versetul 6 și versetul 7. Să ascultăm cuvântul Domnului. Am văzut. Un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului oricărui miam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, Maria și zvoarele apelor. Amen! Vă păi invit să vă reașezați! în acest scurt pasaj biblic pe care l-am lecturat, este anunțată, anunțat conținutul acestei vestiri, acestei evanghelii, pe care Dumnezeu a încredințat-o unui înger care a vestit pentru toate națiunile, pentru toți locuitorii Pământului, un mesaj. Temeți-vă de Dumnezeu! Închinați-vă Lui! celui care a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. În dimineața aceasta am primit pe inimă să vorbim despre chemarea noastră de a fi închinători adevărați înaintea lui Dumnezeu. Biserica este chemată, Biserica lui Dumnezeu, este chemată să îndeplinească cinci funcții esențiale. Rațiunea pentru care ea există, pentru care a fost lăsată pe pământ, pentru care e poporul lui Dumnezeu, e justificată de aceste uh, cinci uh, motivații. În primul rând, Biserica este chemată să se închine lui Dumnezeu. Noi suntem un popor chemat să recunoască pe Dumnezeu și să se închine lui Dumnezeu. Funcțiunea a doua a Bisericii este Evangelizarea. Biserica este chemată să ducă Evanghelia între oameni, să-l vestească pe Domnul nostru Isus Hristos. A treia funcție a Bisericii este legată de comuniune, de comunitate, de părtășie. Biserica este chemată să stăruiască în legătură frățească. Prin unitatea ei, prin părtășia ei, să sublinieze miracolul schimbării, a dragostei frățești, a legăturilor cu Dumnezeu. A treia funcție, a patra funcție a Bisericii ține de ucenicizare, de creștere în credință. Biserica este chemată să fie o școală, să fie un loc în care Cuvântul lui Dumnezeu să fie adâncit, să fie înțeles și oamenii să crească în credință. A cincea funcție a Bisericii ține de slujire, de fapte bune, de caritate. Biserica este chemată să fie un popor plin de râvne pentru fapte bune să reflecte dragostea lui Dumnezeu între oameni prin această funcție socială a ei, prin binefacerile pe care le se vârșește. În Dimineața aceasta vorbim despre închinare, ca primă funcție pe care o are Biserica lui Dumnezeu. Adevărul e că în spațiul acesta există o continuă și o continuă nevoie. Nevoie de învățătură, nevoie de noire, nevoie de trezire, nevoie de prospețime pe care, sigur, Duhul lui Dumnezeu le aduce în mijlocul nostru. Și fie ca și prin cuvântul din această dimineață, Dumnezeu să ne aducă mai aproape de esența închinării. Câteva aspecte vom sublinia astăzi. Primul rând, patru considerații de bază în închinare. Întâi și întâi, trebuie să reținem faptul că Dumnezeu ne-a creat pentru a ne închina Lui. Scopul pentru care am fost creați este să fim Lui Dumnezeu închinători. Scopul pentru care am fost mântuiți este să fim Lui Dumnezeu închinători. Rațiunea pentru care Dumnezeu a creat omul este să-și să găsească împlinirea în închinare înaintea lui Dumnezeu. Închinarea nu este o nevoie a lui Dumnezeu. Nu ne-a creat Dumnezeu ca să-și împlinească prin închinarea noastră o nevoie. El nu are nevoie. El este dincolo de orice nevoie. Dumnezeu ne-a creat în dragostea Sa față de noi și știe că nu putem fi împliniți altfel decât dacă ne închinăm înaintea Lui. Dacă e să ne uităm în Scriptură, vom putea băga de seamă că de la început, de la Geneza și până la Apocalipsa, această rațiune a închinării ca scop al creației trece ca un fir roșu. E vorba de închinare. E vorba de slujirea noastră și de chemarea noastră de a ne găsi plăcerea în Dumnezeu. Îngerii au fost creați ca să se închine lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu și dau lui Dumnezeu slavă zicând Sfânt, 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 sfânt este Domnul. Natura îl audă pe Dumnezeu. Întreaga creație glorifică numele lui Dumnezeu. Și omul este chemat să se alinieze acestei ordini pe care a așezat-o Dumnezeu în creație. Răscumpărându-l pe om, salvându-l și orientându-l către închinare, Scriptura ne învață despre asta. Este de observat un detaliu. Pentru a ne descrie felul în care Dumnezeu a creat întreaga lume, sunt folosite 21 de versete. Pentru a ne arăta cum să ne închinăm, spre exemplu, poporul Israel, cum să se închine, cum să se raporteze la Dumnezeu în cortul lui Dumnezeu, despre cortul întâlnirii sunt scrise 243 de versete. Închinarea. Și mai e ceva foarte important. Frații și surori, Dumnezeu ne-a mântuit ca să fim închinători adevărați. Dacă acesta este scopul fundamental al salvării, închinare, împlinire înaintea lui Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu, asta înseamnă că închinarea noastră vorbește despre mântuirea noastră. Pasiunea pe care o avem față de Dumnezeu în închinare, râvna pe care o avem în închinare, bucuria închinării, însăși structura, felul închinării noastre, vorbește despre mântuirea noastră. Dacă nu găsești bucurie în închinare, dacă nu te atrage Dumnezeu ca să te închine înaintea Lui, dacă n-ai duh de rugăciune, dacă n-ai aplecare înspre Dumnezeu, trebuie să spui serioase întrebări legate de însăși relația ta cu Dumnezeu și de mântuirea sufletului tău. Dumnezeu ne-a creat ca să-i fim închinători și ne-a mântuit ca să-i fim închinători. Al doilea considerent de bază legat de închinare. Închinarea depinde de concepția noastră despre Dumnezeu și nu de concepția noastră despre închinare. Fundamental aici este ceea ce credem noi despre Dumnezeu, nu ceea ce credem despre închinare. Adevărul închinării, profunzimea închinării depinde de felul în care îl vezi pe Dumnezeu. Adevărul e că fiecare om religios își imită zeul lui. Concepția pe care o ai despre Dumnezeu se reflectă în închinarea ta. Ce crezi despre Dumnezeu, ce crezi despre Domnul Isus? felul în care te raportezi la El, teologia pe care ai cu privire la Dumnezeu, învățătura pe care ai asumat-o, ți-ai asumat-o despre Dumnezeu, felul în care îl înțelegi pe Domnul Isus și mântuirea Lui, se reflectă în închinare. Prin urmare, închinarea ta vorbește despre Dumnezeul tău. Rugăciunea ta vorbește despre Dumnezeul tău. Cântarea ta vorbește despre Dumnezeul tău. Închinarea ta într-un cuvânt vorbește despre Dumnezeul tău. Uneori oamenii se gândesc ce să facă să schimbe închinarea. Cum să avem o închinare mai proaspătă. Cum să avem ceva în biserică diferit. Dar problema nu e la închinare. Și problema e la concepția noastră despre Dumnezeu. În momentul în care ne aducem cu tot sufletul în prezența lui Dumnezeu, cunoaștem frica de Dumnezeu, intrăm în profunzimea relației cu Dumnezeu, ne schimbăm concepția despre Dumnezeu alinindu-o Scripturii, închinarea noastră va fi transformată în raport cu această nouă concepție pe care o avem despre Dumnezeu. Când este pierdut sentimentul prezenței lui Dumnezeu, când este pierdută imaginea biblică cu privire la Dumnezeu, închinarea oamenilor devine ce credie despre Dumnezeu. Iar dacă în unele locuri observați că oamenii o iau razna în formele închinării, apelând la tot felul de ciudățenii, problema nu e la forma asta nouă care a apărut, ci problema este la închinători, a căror concepție despre Dumnezeu E diferită decât cea biblică. Aici nu trebuie să negociem, zicând e flexibilitate și e loc pentru orice. Există un spațiu de flexibilitate, o formă a închinării care se poate transforma, se poate adapta, se poate schimba. Dar când forma aceasta afectează imaginea biblică a lui Dumnezeu, respectiva formă este o idolatrie. E altceva. Oamenii au ajuns să imite efectiv adunările publice lumești, căutând să împrumute de acolo tot felul de modele, tot felul de metode, ca să obțină în interiorul comunităților creștine o atmosferă electrizantă. care e problema? Problema, până la urma urmei, este și a zis mai de mult numai lui Dumnezeu. A zis așa, Că peste 100 de ani, un om al lui Dumnezeu a uitat numele acum, trăit 130 de ani în urmă, a zis așa, peste 100 de ani, pastorii din biserici vor căuta să încânte caprele din biserici pe cheltuiala oilor din biserici. Așa a zis, a vorbit profetic. Adică oamenii care nu mai au imaginea biblică despre Dumnezeu caută totul să se exprime cumva în plan religios apelând la o nouă teologie a închinării. Ceea ce am spus și repet, închinarea adevărată depinde de ceea ce credem noi despre Dumnezeu și nu de felul în care definim închinarea. Al treilea considerent. Baza închinării este Cuvântul lui Dumnezeu la baza închinării acceptate de Dumnezeu se găsește revelația lui Dumnezeu prezentată în Sfânta Scriptură. Fundamentul închinării biblice acceptată de Dumnezeu, primită de Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, este Sfânta Scriptură. Ce trece dincolo de hotarul Sfintelor Scripturi este inovație omeniască nebinecuvântată de Dumnezeu. Criteriile închinării sunt făcute de Dumnezeu, Dumnezeu se revelează în Sfânta Scriptură și este foarte important ca în înțelegerea Scripturii să-l căutăm pe Dumnezeu respectând ceea ce Dumnezeu își dorește. Noi nu suntem chemați să definim închinarea, să o redefinim, ci mai degrabă suntem chemați să descoperim ce spune Dumnezeu despre închinare și să ne însușim ce spune Dumnezeu despre închinare. Omul nu trebuie să impună aici conținutul închinării, forma închinării. Închinarea este prestabilită de Dumnezeu. Aportul omului îl poate dezonora pe Dumnezeu. Iar în privința aceasta, omul își poate aduce aport în multe feluri. Sunt extreme și extreme, de la legalism până la libertinism. Oamenii caută să schimbe o formă veche cu una nouă, fără să-l cunoască pe Dumnezeu și să-l caute pe Dumnezeu în adevărul lui. E foarte important să reținem că la baza închinării, stimați frați și stimate surori, se găsește Cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea primită de Dumnezeu întotdeauna este după criteriile lui Dumnezeu. El face regulile. Noi, ca închinători, trebuie să le descoperim și să ne le asumăm, nu să le inovăm. Orice inovare făcută de om peste cuvânt este o dezonoare la adresa lui Dumnezeu. Al patrulea considerent fundamental legat de închinare Ține de relație. La baza închinării se găsește relația cu Dumnezeu. La baza închinării nu e ce facem noi în plan religios. Nu e ritualul pe care la un anumit moment l-am putea pune în evidență. Nu e forma pe care o putem pune în evidență prin ceea ce facem când ne închinăm. La baza închinării se găsește ceea ce suntem noi. Relația noastră cu Dumnezeu. Felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Putem să avem în închinare forme corecte biblic. Putem să respectăm ce a zis Dumnezeu când a zis închinați-vă mie, în formă să fim în litera Scripturii. Și totuși, pentru că lipsește relația să nu fim primiți de Dumnezeu. Faptul că avem forme bune, faptul că avem o muzică adecvată, faptul că se predică Evanghelia într-un mod corect, nu asigură neapărat Că ne și închinăm înaintea lui Dumnezeu în mod corect. Aduceți-vă aminte că aceasta a fost una din greșelile pe care poporul Israel a făcut-o în vremea Domnului Isus. În literă erau corecți. Vesteau legea lui Dumnezeu. Dar în spirit, lipsind relația cu Dumnezeu, se abătuseră mult. O ortodoxie sterilă un adevăr fără viață, rece. Să ne ferească Dumnezeu de extrema aceasta. Am putea, apărând adevărul, să-l strângem așa de tare în mână încât să-l ucidem. Așa a zis cineva despre legalist. Că așa de tare iubește adevărul că îl ține în mână cum ar ține un pui de pasăre și atâta îl strânge până îl sufocă. Și când se uită la el, a murit că el din dragul față de adevăr face ce face. Dar îi lipsește relația. Relația cu Dumnezeu. Relația este fundamentală. Succesul în închinare, bucuria în închinare se fundamentează pe relație cu Dumnezeu, pe frică de Dumnezeu, pe iubire față de Dumnezeu, pe ascultare față de Dumnezeu, pe credință în Isus Hristos, pe această viață pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu. Închinarea înaintea lui Dumnezeu este în Duh. E un adevăr cărmuit, călăuzit, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze în această privință. După ce am subliniat aceste patru considerente de bază, în cele ce urmează vom pune în evidență câteva confuzii majore pe care le-am putut observa printre creștinii evanghelici din vremurile noastre. Unele dintre ele chiar în comunitatea noastră. Și aici, fiecare să se cerceteze pe sine. O primă confuzie. Închinarea, e, e, e confundată forma cu conținut. Închinarea nu se rezumă la formă. E confuzia între formă și conținut. Care e forma închinării? Forma închinării se poate defini, ar fi spre exemplu, rugăciunea. Rugăciunea este închinare, e o formă pe care o capăt închinarea. O altă formă pe care o capătă închinarea este cântarea. Biserica lui Dumnezeu, când se închină lui Dumnezeu, o face în forma, închinării, în forma cântării, în forma rugăciunii, în forma cântării. O altă formă a închinării este citirea cuvântului lui Dumnezeu, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. O altă formă este dărnicia, alta este postul, faptele bune. Și atât câte forme, doar am exemplificat câteva dintre ele. Am putea la un moment dat să avem o formă corectă. Să nu poți să reproșezi nimic acelei forme. Oamenii fac rugăciuni, cântă cântări, citesc din Biblie și explică ce este în Biblie. Și fac dărnicie. Și cu toate că este corectă formă, pentru că lipsește ceva, închinarea înaintea lui Dumnezeu nu este privită. Acel ceva este conținutul conținutul este fundamental. Închinarea niciodată nu poate fi rezumată la forma ei. Ați auzit această vorbă? Iată un om formalist. S-a avut un mod de abordare formalist sau oameni de formă. Poți fi corect în aparența formei și în interiorul acestor forme să fie uscăciune, să fie nerodnicie, să fie absența Duhului și a vieții pe care o dă Dumnezeu. Forma trebuie să fie plină de conținut. Și este foarte, foarte important în privința aceasta să veghem. Dacă e să exemplificăm cu ceva din Biblie, aici a fost greșeala lui Cain. În formă, închinarea sa era corectă. După cum citim în Scriptură, el a adus o jertfă înaintea lui Dumnezeu, la altar, a pus pe altar rodul pământului, Cunoașteți detaliile din de scriptură, nu mai intrăm în detaliile acestea. Închinarea n-a fost, problema închinării sale n-a fost la formă. Unii oameni au zis, la formă a fost, că Abel a adus un miel, jertfă, nu cereale, spice de grâu, lucrurile acestea din recolta pământului. Nu acolo a fost greșeala. Și ca să argumentăm că nu a fost acolo greșeala lui Cain, vă aduc aminte că Domnul Isus când a restaurat, când a așezat legământul cel nou și a ales să-și reprezinte jertfa sa prin ceva, a luat o pâine și a luat rodul viței, făcând din ele reprezentări ale jertfei sale. Nu ne-a zis să luăm un miel pe care să-l punem aici și să îl servim între noi, cum făceau evrei în vechime. Nu la jertfă a fost problema lui Cain, ci la conținut. Inima lui n-a fost acolo. Credință n-a avut, frică de Dumnezeu n-a avut, păcatul anepădit, a nepădit, dragoste n-a avut. Era mâncat de invidie și de răutate și cu invidie și răutate în suflet, cătrănit de invidie și de răutate, s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu, acoperind acest eșec al lui moral și spiritual cu forme religioase corecte. Este o mare confuzie. De confuzie aceasta să ne ferească Dumnezeu. Amin. O a doua confuzie este confuzia între atmosfera închinării și adevărul închinării, adevărul și duhul închinării. Granița aici este foarte fină. O închinare autentică, binecuvântată de Dumnezeu, este caracterizată de o atmosferă plină de bucurie, de viață, de exuberanță, de voie bună, sau nu neapărat voie bună, poate să fie și o jale profundă, un plâns interior, o tristețe profundă, care este tot o atmosferă binecuvântată de Dumnezeu în închinare. Să nu spuneți că David, când se căia înaintea lui Dumnezeu de păcatele sale, o făcea cu o bucurie și o exuberanță ieșită din comun, sublinind în felul acesta esența închinării sale. O făcea cu jale, cu durere, cu lacrimi, cu plâns. Și a zis în încheierea rugăciunilor sale, Doamne, jertfă plăcută înaintea ta este un duh zdrobit. Aia a fost atunci. După aceea, când a venit asupra lui iertarea înspre care el și țintea, a și zis în aceeași rugăciune, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Și a venit asupra lui bucuria mântuirii. Și când bucuria mântuirii a venit, îl vedem cu un cânt în psalmi, această bucurie. Nu mai e nota tristeții, nu mai zice de jalea pocăinței, nu mai zice de Duhul zdrobit, ci vorbește de data aceasta de bucurie, de slavă, de împlinire, de entuziasm. Dați Domnului slavă, cântați Domnului cântări, lăudați numele Lui, strigați pentru slava Lui. Așa a zis. Ambele sunt tot atmosferă. Ce mi se pare ciudat în vremea aceasta este că există o categorie de creștini care consideră că doar atmosfera aceasta caracterizată de bucurie este esența închinării. Păi n-ai cum să ajungi la bucuria Duhului și la bucuria mântuirii dacă n-ai trecut pe la cruce și pe la jalea pocăinței, pe la plânsul lui David care se căiește de păcatul său. Dar oamenii pierd din vedere acest traseu, sar peste, direct la bucurie, pe care încearcă să o fabrice într-un mod fals căutând atmosferă, stimulată de mijloace exterioare. Și aici este confuzia. În loc să ajungă la bucuria aceea a mântuirii, la bucuria închinării, trecând pe la cruce, pe la pocăință, pe la smerenie, pe la frică de Dumnezeu, pe la iertare, pe la naștere din nou, pe la înnoire, pe la umplere cu Duhul și apoi să ajungă în domeniul acela al împărăției lui Dumnezeu în care se experimenteze bucuria Duhului. În sfințenia Domnului, sar peste pocăință și se duc direct în zona bucuriei, fabricând-o. Căutând cumva să o obțină pe alte căi decât cele vestite de scriptură. Și așa a apărut o bucurie falsă. O bucurie falsă, o atmosferă falsă, hrănită, formată din metode omenești, aprinsă de la un foc trăind. E și ea bucurie, dar nu-i a Duhului. Și este a firii pământești. Oamenii naivi nu văd diferența. Și sar acolo. Se hrănesc din aceea și o asumă, și o doresc. Și câteodată mă tem ca nu cumva asemenea oameni, chiar ei, să nu fi trecut pe la cruce. Haideți să observăm mai profund această distinție. Adevărul e că e necesară o atmosferă. Ne dorim o atmosferă a închinării, o emoție a închinării. Ne sunt bine cunoscute expresiile cum ar fi expresia a fost har la biserică, cum a fost la dura, a fost foarte frumos, cum a fost la rugăciune, bucurie mare, har mare. Am fost cercetat de Dumnezeu, n-am simțit niciodată ce am simțit acolo. A fost așa de puternică prezența lui Dumnezeu, ne-am bucurat, cântările au fost frumoase, așa ne-a cercetat Dumnezeu. Și oamenii vorbim, vorbim între noi, ne dorim o atmosferă frumoasă. A fost o predică bună sau n-a fost predică bună, sau o cântare, au greșit unde a fost și atmosfera cum a fost. Dintr-o parte, în alta, căutăm să definim atmosfera. Dar, dragii mei, dați-mi voi să vă spun că nu obținerea atmosferică, scopul fundamental în închinare? Nu. Și scopul fundamental este să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să fim schimbați după chipul Domnului Hristos, având în noi viața Lui Hristos. Și, acest, și punctul culminant acestei transformări este întoarcerea înspre Hristos, că îi dăm slavă, pentru că ne-a făcut bine. Nu atmosfera. Atmosfera este centrată pe participantul la închinare. În timp ce închinarea în adevăr și în duh este centrat în jurul Domnului nostru Hristos, riscul de a cădea în extremea emotivismului este foarte mare. Și o putem observa în forme diferite. Uite, eu am fost odată la o adunare, mi-au povestit frații, acolo era așa o atmosferă foarte, foarte, foarte încărcată de cum, cum să o numesc... Un entuziasm și o bucurie destul de superficială, ca să nu folosesc alte cuvinte. Spre exemplu, fusese pe la eu un frate care a deschis din Biblie și a învățat din cuvântul lui Dumnezeu ceva în forma studiului biblic. În 10 minute s-au plictisit. N-au putut asculta o predică de la un capăt până la celălalt. Și în timpul în care fratele se gândea să-și încheie predica pentru că își dădea seama că i-a pierdut cam pe toți, a venit undeva în adunare un frate al locului, binecunoscut, care a fost încurajat de cineva chiar de acolo, de la, din hol, de la ușă, de pe ultima bancă, o soră așa mai cu glas, i-a zis, frate, Domnul să te că ai venit, ia fă bine să te duci dumneata în față și să ne faci un pic de har. Așa a zis, și sigur, fratele, știa care sunt căile, acelea prin care poate provoca coborârea harului. Expresii, ținchite, vorbe, o poveste lacrimogendă, mai vine alta cu o cântare pe măsură. Așa să vă spun că toate aceste tehnici nu sunt altceva decât manipulare emoțională. Pe care oamenii mai înguști, mai conservatori și mai nu știu cum să spun eu, dintr-un anumit spectru al mișcării evanghelice, au formele lor prin care obțin asta, cei din spectru celălalt au formele lor prin care obțin exact același produs și Hristos nu nici într-o parte, nici în alta. Asta mă înțește. Adică cineva vine și vorbește vorbe goale, dar frumoase, povestioare lacrimogene de mama și de tata și de copilul ăla și de aia și de aia și toată adunarea plânge și vai ce har a fost la adunare și când ești la telenovele spaniole iară plângi aceleași emoții pe de altă parte worship muzici noi, contemporane instrumente, jocuri de lumini fum atmosferă ca să hrănească aceeași nevoie, nevoia de emoție, de bucurie, care, în dreptul cărea mă îngrozesc că ar putea să fie obținută sărind peste cruce, direct în zona bucuriei, căutată această bucurie cu forme firești și hrănită de niște oameni firești pentru alți oameni firești care nu-L cunosc pe Hristos și care vorba acelui frate de credință trecut la Domnul, fac tot acest spectacol dezgustător pe cheltuiala oilor. Asta e dureros. Adică pe cheltuiala și munca celor care îl iubesc pe Dumnezeu și dăruiesc cu pasiune și cu sacrificiu pentru Dumnezeu. Pe munca părinților și a bunicilor lor care s-au rugat lui Dumnezeu. Pe munca celor maturi în Hristos care suferă și așteaptă în răbdare ceva și în speranța că se va întâmpla ceva, mai dau. Extrema emotivismului. Frați și surori, grijă mare în privința aceasta. A obține oricum o atmosferă nu înseamnă că avem succes în închinare. Această mutare de la căutarea lui Dumnezeu pe căutarea atmosferei este de fapt schimbarea lui Hristos din centru cu a omului. Omul e pus în centru. Când e căutată atmosfera și nu e căutat Dumnezeu, de fapt omul este în centru, nu Hristos. Și asta ar fi o gravă eroare vecine cu idolatria. L-ar putea face pe Dumnezeu să ne părăsească adunările și să ne lase de capul nostru în emoțiile și bucuriile și plânsetele și formele noastre religioase, fără duh și fără viață. Mai aproape de ortodoxia biblică sau mai departe, asta nici nu mai contează. Confuzia între emoție, între atmosferă și revelație și adevăr și Dumnezeu. O altă confuzie, Închinarea nu este acțiune, nu se rezumă la a face ceva, ci e bazată pe ascultare de Dumnezeu. E confuzia între religie și ascultare. Între a face și a fi. E confuzia între a reproduce, a acționa în forma închinării și a pierde relația cu Dumnezeu. Aici a fost ca să fie mai clar această confuzie, să o exprimăm, explicăm mai clar, este greșeala făcută de Saul, regele Saul. Vă aduceți aminte acel moment de mare cumpără din viața lui, din viața poporului Israel, când înconjurat fiind, atacat fiind, a ieșit la bătaie, a ieșit să se apere împotriva filistenilor care îi război, profetul Samuel i-a spus, să așteaptă să nu pornești lupta, orice s-ar întâmpla, să nu pornești lupta până nu vin și până nu aduc lui Dumnezeu jertfă. O să începem războiul acesta cu Dumnezeu și primul lucru pe care îl facem este o jertfă adusă lui Dumnezeu. Să nu pornești orice s-ar întâmpla până nu vin să aduc jertfa. Și Samuel a întârziat o zi, două, șapte zile a întârziat. N-a întârziat. Ceasul lui Saul a mers înainte. Nu a lui Dumnezeu a rămas în urmă. Era testată ascultarea, n-a mai rezistat, a cedat și a zis mare lucru, a jerfa. A porucit să fie adus acolo ce trebuia pentru Jerfa, a făcut jerfa, nu era preot, nu era profet, nu era rânduit pentru așa ceva, dar a făcut exact ce l-ar fi făcut și Samuel, doar că nu Samuel, el l-a făcut. După ce, ca să fie ironia subliniată la superlativ, pe când termina el de adus jertfa, a venit și Samuel. Și când a văzut Samuel ce s-a întâmplat, a zis, da ce ai făcut? Păi întârziai. ai? Pe nu ți-am spus aștepți? Păi da, dar poporul se risipia. Și ce dacă se risipia? Îi plac lui Dumnezeu jertfele mai mult decât ascultarea? Nu e neascultarea la fel de vinovată ca idolatria? Și apoi a încheiat Samuel zicând, pentru că n a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu te leapădă ca împărat. Și ce interesant, așa a văzut de departe, Saul este un om evlavios, nu începe războiul fără Dumnezeu, se roagă, aduce jertfe, se cheltuiește, totul e frumos. În plan religios totul este frumos. Dar în esența lucrurilor este un răzvrătit. Lepădat de Dumnezeu. E vezi? Esența închinării merge spre ascultare. Nu spre ce facem noi pe interfața închinării. Și aici este confuzia între a face și a fi. Confuzia între acțiune și ascultare și relație. Relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Vândem să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să reflectăm la Dumnezeu. Îngăduiți-mi, vă rog, o vorbă. Și fariseii din vechime au greșit mult aici. Pornirea lor a fost bună. Râvnă față de Dumnezeu și față de legea lui Dumnezeu. Dar au ieșuat relativ repede, devenind legaliști când regula a devenit mai importantă decât Dumnezeu, mai importantă decât oamenii, Iisus i-a atenționat aspro pe problema sabatului. I-a zis așa, fiul omului este domn al sabatului. Adică Dumnezeu este mai important decât regulile. Poți să-ți faci reguli omenești, și să crezi că Dumnezeu le binecuvântează. Îți legile și regulile tale, n-are Dumnezeu treabă cu ele. Îți chinui sufletul cu ele. Așa au făcut farisei. Și Isus a spus, Fii omul este domn al sabatului. Regulile astea voastre, cum se aplică sabatul, e o sarcină pe care v a spus-o în spate singur. Nici voi nu puteți duce și pe alții chinuiți. Așa a zis. Asta a fost de Și apoi a mai spus ceva. Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Ei, Duhul fariseic aruncă omul în plan secundar și pe Dumnezeu în plan secundar, iubirea în plan secundar, mila în plan secundar și în plan principal, litera. Și cu asta e în stare să facă rău. Ce e ciudat de observat este că există o logică în mentalitatea acestei confuzii, acestui om în are această este o logică. O logică în care este justificat de plin, justificată de plin fiecare acțiune pe care o face. Până când Domnul din cer va aduce trezirea și va vedea cu adevărat lumina. Confuzia între acțiune și ascultare. Mai există o confuzie. Închinarea nu este manifestarea darurilor. Sau, cum să spun, hai, hai, hai să formulăm altfel. Închinarea nu e manifestarea talentului personal, a darurilor personale, ci este slujire. În esența ei, închinarea se mișcă spre slujire. Uneori oamenii confundă închinarea cu ceea ce știu eu să facă. Ce facem la biserică? Ce ne pricepem? Ce cântăm? Ce ne place? O aplicație, noi, slavă Domnului, la dare de seama mai identificat 10 grupe de laudă și închinare. Despre ălălalt grup vorbesc, bine? Despre ălălalt grup. Discuție acolo între voi. Ce cântări alegem? Păi mie îmi place asta. Mie nu-mi place aia să nu mă aud, că dacă vă cântați pe aia, eu nu mai vin. Aia la îmi place mie. Și atunci se creează acolo o opinie majoritară, aia se cântă ca aia ne place. Ok? Dar trebuie să vă puneți întrebarea, zidește în biserică? Împlinește o nevoie? Când alegem cântarea, nu alegem pe aceea pe care o știm cânta sau pe aceea care ne place sau se potrivește gustului nostru, ci pe aceea care, înspre care Duhul ne călăuzește în rugăciunea noastră și într-o simțire comună, justificată această simțire de nevoie de a sluji. Uite, acum o exemplificare de azi dimineață. Ați observat cum au fost alese cântările? Și la cort, și la corul bărbătesc și la grup, cum s-au potrivit toate. Adică acolo a fost un când. mergem să slujim. Și aici unii oameni trăiesc o frustrare continuă. Se pregătesc din greu, fac repetiții până nu mai pot. Investesc, se cheltuiesc, se ostenesc și vin în față și își prezintă rudul muncii, ca apoi în loc de mulțumesc frumos să primească din partea adunării respingere. Ce ați făcut? Ce ați adus în adunare? Cum de vă trecut așa prin cap să faceți? Și frustrat, tânărul, tânăra, grupul acela zice, fai de mine, oamenii ăștia nu, nu ne merită. Așa e. <laughs> nu vă merită. Unde a fost problema? N-ați reușit să treceți de la talent la slujire. Acolo a fost problema. N-ați reușit să identificați culoarul, să simțiți padul acela pe care vă mână Duhul. nu e nimic. Data viitoare va fi mai bine. Dar confuzia asta între talent și slujire. Ce am spus se aplică și predicatorilor, se aplică oricărei forme de închinare până la urma urmei. Să nu pățim, cam povestea aceea spusă între tineri, liderul de tinerele a spus, dragilor, aplicație practică, am fost în tabără, acum deducem după masa asta să facem bine oamenilor din oraș. Și fiecare să fie inventiv, creativ în a face bine. După s-au dus să se facă bine, s-au reîntâlnit ca să dea raport, să facă mărturii doi vlășgani așa, adolescenți, 16-17 ani, au venit și ei. Și a făcut bine? Da, am făcut. Și ce ați făcut? s am ajutat o femeie în vârstă să treacă strada. O, oh, felicitări, bravo. Și cum a fost? Și băieții au zis, au fost foarte greu, frate. Și de ce a zis, fost greu? nu vrut. <laughs> nu vrut. Da, noi am trecut-o. <laughs> deci vă rog să observați dacă oamenii nu vor. Și asta nu înseamnă că avem o închinare antropocentrică. Asta înseamnă că trebuie să ne aliniem principiului slujirii. Asta e ideea. Duhul Domnului în privința aceasta să ne călăuzească. Și mai e un gând. Închinarea nu este orientată spre închinător, ci este orientată spre Dumnezeu. Aici este o altă confuzie, confuzia între închinător și cel căruia trebuie să-i se aducă închinare, Dumnezeu ca obiectul închinării. Trebuie să reținem că închinarea în Duh și în adevăr nu este pentru închinători. Nu e pentru biserică, e pentru Dumnezeu. Biserica se bucură în închinarea aceasta. Noi cu toții ne bucurăm, dar bucuria aceasta este bucuria mamei care își hrănește copiii. Nu bucuria copilului care primește mâncarea. E împlinirea dascălului care își vede ucenicul ridicat și format. E bucuria dirijorului care vede corul cântând frumos. E bucuria lui Isus care vede oameni mântuiți. Și atunci întorcând o Asta ar fi satisfacția noastră în închinare când îl vedem pe Dumnezeu mulțumit, simțim că ne-a primit, că a dus peste noi bucuria iertării. Că ne vorbește, că ne îmbărbătează, că ne mângâie, că ne transformă, că simțim prezența Duhului Său în viața noastră. Este ca un întors, ceva ce vine de la Dumnezeu, care îți plată pentru închinare pe care am adus-o după voia Lui. Închinarea nu este orientată înspre oameni, ci este orientată către Dumnezeu. Până la urma urmei trebuie să ne răspunde unei întrebări. De ce venim la biserică? Care este gândul acela care ne motivează să venim la casa de rugăciune? Pentru ce? Dacă venim la biserică pentru a primi ceva, s-ar putea să primim. Domnul să aibă milă de noi și să ne împlinească așteptarea. Dar dați-mi voi să vă spun, o asemenea atitudine este ca acelui copil mic care se apropie de tata ca să primească bomboana. O atitudine matură ar fi caracterizată de alterațiuni. Vin să dau lui Dumnezeu slavă. Merg să mă rog. Merg să mă îndrept. Merg să fac voia lui Dumnezeu. Merg să fac un bine. Mă duc acolo ca să mă închin lui Dumnezeu. Dacă înțelegem că rațiunea pentru care ne ducem la adunare este să dăm lui Dumnezeu laudă și nu ca să fim noi binecuvântați, această înțelegere va influența fundamental atitudinea noastră în biserică. Eu o mică schimbare. Să-ți spui așa, nu mai merg la biserică să fiu binecuvântat, ci mă duc să fiu o binecuvântare. Nu mă duc să primesc, mă duc să dau. Nu mă duc să fiu binecuvântat, mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Mă duc să-i dau slavă, mă duc să-i mulțumesc frumos calc, ies din casa mea, mă pun pe drum, intru în casa lui Dumnezeu, mă pun acolo în genunchi să mă închin lui Dumnezeu. Nu să primești ceva. Am nevoie de curaj, am nevoie de putere, am nevoie de iertare, am nevoie de mila lui Dumnezeu, am nevoie de ridicare, am nevoie de vindecare, am nevoie de bucurie, familia mea are nevoie, câte nevoi n-am. Dar, Doamne, toate astea le las în plan secundar, mă duc să te cinstesc. Și de a avea milă de mine, adă și de mine milă. Și această schimbare de atitudine o să vă, o să vă transforme în chinarea. Altfel veți privi ce se întâmplă în biserică. Dar dacă vii cu gând de consumator, mai apelezi și la protecția consumatorului. Nu-ți place ceva, bagi de vină, că ți s-a servit ce nu potrivește gustului. Nu e despre tine, este despre Domnul. Închinarea este pentru Dumnezeu. Esența închinării este să aducem lui Dumnezeu slavă. În centru închinării este Dumnezeu. Și acum mergând spre împărtășirea noastră cu cina Domnului, dați-mi voie să exemplificăm și să observăm că și cina Domnului este despre Dumnezeu, nu despre noi. Și este pentru Hristos, nu pentru noi. Să bugetăm la asta. Întâi este despre Hristos. Nu-i despre noi. E despre vrednicia lui Hristos. Acesta este sângele meu care se varsă pentru voi, trupul meu care se frânge pentru voi. Îmi dau viața, sângele, ca voi să aveți viață. E legământul ce nu făcut în sângele. Despre cine e vorba? Este vorba despre Isus. E masa Domnului, cina Domnului, nu a noastră. În centru este Hristos. În centru sunt meritele lui Hristos, nu meritele noastre. Când ni se cere să ne cercetăm pe noi înșine, succesul recunoscut și binecuvântat de Dumnezeu a acestei cercetări nu e ajungerea în punctul în care constați că ai vrednicie. Și acum cu vrednicia, cu calificările obținute în urma trudei tale, zici, sunt vrednic. Nu e vorba despre meritele tale. Poate că le ai, nu ți le ia nimeni. E vorba de meritele lui Hristos. Cercetarea aceasta ne are ca, ca efect, ca subiect, să deosebim trupul Domnului. Este iarăși vorba de Domnul. Să înțelegem că la mijloc este Hristos și meritele lui Hristos, în a cărui merite, prin credință intrăm și noi, și care ne sunt transferate și pe care le primim, primirea lui Dumnezeu, prin har și așa, învredniciți, justificați prin credință, mântuiți prin harul lui Dumnezeu luăm această cină înălțându l pe Hristos. Asta nu înseamnă că vom veni la cina Domnului oricum. Murdari, imorali, trăind în păcate mizerabile, e vorba de meritele lui Isus și eu nu trebuie să am. E un alt fel de a dezonora pe Hristos. Pe Hristos îl dezonorează și acela care se bijă pe faptele lui bune, dar și acela care își neglijează ale rele. Și una și alta este dezonoare cel căzut să se smerească și să-și primească iertarea în numele Lui Hristos și cel care a biruit să pună biruința în seama Lui Hristos și să spună este numai meritul Lui Dumnezeu. Și smerit cer să fiu primit ca și cum aș fi ultimul păcătos. Asta ar fi atitudinea. E vorba despre meritele Lui Isus și este vorba despre Domnul Isus. Asta e cinea Domnului ca o exemplificare a principiului că închinarea este pentru Dumnezeu și nu este pentru adunare. Nu e pentru oameni, e pentru Dumnezeu. Vă îndemn să primiți aceste cuvinte, să cugetați la ele și probabil într-un viitor apropiat vom continua cu ce a rămas nespus. Și o să ne, ne ajungă vreme până vine Domnul. Domn. Da. Vă chem acum să ne ridicăm în picioare să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Domnul Iisus s-a dat pe sine pentru mântuirea noastră, să recunoaștem prezența lui în locul acesta, să ne apropiem de el. Vom ajunge și la bucuria mântuirii, suntem la ea. Dar să recapitulăm acest drum, trecând din nou pe la cruce, smerindu-ne din nou, și dăm lui Dumnezeu slavă, cercetându-ne pe noi, reținând și înălțând importanța lui Hristos în numele căruia avem salvare și mântuire, supunând lui greșelile noastre și biruințele noastre. Domnul să fie cu noi și să ne binecuvânteze. Când rugăciunea noastră comună se va încheia prin fratele Apostolios Iosif Tirla, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste cina Domnului, ne pe fratele Iosif să vină aici în față. Să ne rugăm în comun.